Gavril, editura Ararat a lansat o carte eveniment. Monografia lui Edvard Geamgocian despre Catedrala Armeană din București. Armenii constituie una dintre cele mai vechi populații caucaziene. Sunt descendenți ai triburilor indo-europene care și-au consolidat propriile valori etnice singulare prin limbă și alfabet. Din anul 301, Armenia a devenit primul stat creștin din lume. Supuși vitregiilor istoriei, foarte mulți armeni au luat calea pribegiei. Dacă se cunoaște doar cu aproximație data stabilirii armenilor în București, prin anii 1400-1435, se știe totuși că prima lor biserică a fost fondată în 1581. Caseli, în Gazeta Municipală din 19 august 1934, făcea un prețios excurs istoric și, în adevăr, pe acea vreme, când li s-a dat armenilor afară din oraș să-și facă biserică și case, cea din urmă mahala a bucureștilor spre târgul de afară era mahalaua Popei Hierea, care pe atunci era bariera orașului. În privința catedralei, ridicarea ei a fost motivată de creșterea spectaculoasă a populației armene la începutul secolului 20, precum și deteriorarea avansată a vechii construcții, care a avut de la început grave probleme de rezistență. În 1915, Catedrala Armeană din București era ridicată și târnosită într-un moment tragic al armenilor, genocidul concomitent cu expansiunea și înflorirea comunității armenilor bucureșteni. Deși astăzi numărul armenilor este mult diminuat, cu ocazia hramului Catedralei Armene, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, lăcașul de cult a devenit neîncăpător. Sunt foarte bucuros că am reușit și în acest an să fiu aici la Catedrala Armeană din București în această zi importantă, când sărbătorim hramul Catedralei Armene din București de Sfinții Mihail și Gavril. Aseară am avut un concert la Târgu Mureș și, fiind în drum spre casă, spre Constanța, ne-am oprit câteva ore să venim aici la Biserica Armeană din București. Se știe că armenii au o civilizație străveche în România, sunt de aproape 1000 de ani aici. România este plină de biserici, mănăstiri și catedrale armenești. Cea mai veche este în Botoșani, de prin 1350, care există și astăzi. Și între ele, unul din locurile cele mai importante îl ocupă Catedrala Armeană din București. Și încă o dată vă spun că sunt fericit să fiu astăzi de hram aici. Aș fi rețin această biserică, aș fi în dageară, carul svaze, car al car. S-a construit piatră cu piatră. Lucră și sârdin vrea. În inima Bucureștiului. Mai șef tăvaganin. În acel an îndoliat. Ier pajăurtă. Când poporul armean anabad ganțner a trecut din deșert în deșert, gmortvein iev yerp khagh angyun mkdav, pentru a găsi un loc plin de pace, ir antranik bardagankyn hamarets, și a găsit ca potrivit prima sa datorie astududun shinel, a construit casa lui Dumnezeu. Pohanak iren hankstanalu partsma gamdurma, înainte chiar de a-și construi o casă și un loc de odihnă a familiei. Aș e gheghețin, vailin meci, era zinaiv hin, haigagan, e gheghețineș. Sub temelia acestei biserici se află alte, temelia unor biserici mai vechi. Noi am adus timp patria, limba maternă, credința și tradiția, tot în sunul bisericii asta a trăit și poporul nostru a venit biserica aici să fie mai armean, mai creștin. După cum știți, biserica asta este copia de la biserica mama de la Echmiadzin. Dacă poporul armean din America, din Canada, a dat multe bani pentru mănăstirea Echmiadzin, noi n-am avut să dăm bani,
dar poporul român armean din România a dat cel mai mare cadou pentru patria, pentru biserica Catolicos Vascen tuturor armenilor. Cuvintele patriarhului Catolicos al tuturor armenilor, Vascen I, ne amintesc că de fiecare dată când se înalță o biserică creștină, reînvie lumea lui Isus, de fiecare dată când se înalță o biserică armeană, renaște poporul armean. Biserica este locul nostru de întâlnire și locul unde venim să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru săptămâna care a trecut și să-i spunem să ne ajute în continuare. Biserica a avut și are în continuare un rol foarte important în comunitatea armeană, este ceea ce ne-a ținut împreună și un exemplu bun în acest sens este cartea lui Franz Werfel, cele 40 de zile de pe Musadag, unde în ciuda situației grele în care se aflau armenii, un lucru pe care nu l-au uitat a fost să construiască o biserică sau un altar la care să se roage și de fiecare dată înainte să plece la luptă, nu uitau să treacă pe la preot să primească binecuvântarea. Biserica este de asemenea locul unde ne strângem și unde vorbim armenește și auzim armenește și în felul ăsta ne păstrăm și identitatea. Pentru că în viața de zi cu zi nu avem legătură foarte mare cu ceea ce este armenesc și așa. Dar în felul ăsta nu uităm de identitatea noastră și continuăm să o menținem. După terminarea slujbei la Biblioteca Dudian din Complexul Cultural Armenesc a fost lansat volumul Catedrala Armeană din București de Edvard Jamgocian. Editura Ararat a publicat o carte eveniment, monografia lui Edvard Jamgocian despre Catedrala Armeană din București. Cartea poate fi considerată o istorie a comunității armene din capitală, căci această comunitate s-a constituit de la bun început în jurul unui centru spiritual al lăcașului său de cult, Catedrala Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Realizarea este cu atât mai meritorie cu cât autorul nu e istoric de formație, ci inginer și în plus trăiește de peste 30 de ani în Statele Unite ale Americii. Cartea a muncit vreo 25 de ani la ea, fără să scriu un rând, dar în ultimile, într-un an de zile s-a masternut-o pe hârtie și timp de 4 ani am adăugat și până la urmă am reușit să scoatem un volum așa frumos. Este un fel de act de identitate a Bisericii Armene din București, care are o vechime mare și o frumusețe pe care toată lumea o invidiază. Reprezintă un simbol, s-a născut în anul genocidului armen, în care toată nația mureașca din cenușă a răsărit o biserică care a dat speranța că nația armeană nu va piere și va rezista în continuare vicisitudinilor vieții și ale omenirii. Autorul a realizat un remarcabil act patriotic, nu doar față de comunitatea armeană, ci și față de cultura română, pentru că istoria armenilor din București se împletește intim cu istoria armenilor din România și cu istoria românilor. Edvard Jamgocian a întreprins de la mii de kilometri distanță o operă de arheolog al memoriei colective. Cartea ține, în fapt, de un patrimoniu spiritual și istoric comun. Neamitea, un ucrainean de peste 70 de ani, trage speranță să mai trăiască câțiva ani buni